Păi bine, Leule, când erai tu acolo, era rezervă, e jumătate. De ce îl țineați rezervă, dacă e așa de bun? Pe ce îl ținea eu? Tu vrei numai emisiunile astea explozive, bombe atomice, mă întreb. Dacă ești determinant, când erai Leo, șef... Leo, știi cum e? Omul te întreabă. Păi acum ce? E alegerea ta dacă vrei să răspunzi sau nu. Păi stai, mă, dacă ești determinant, de ce îl țineau rezervă? Eu, când tot vorbesc, dacă poate să înțeleagă cineva, eu poate... Dau mai multe subînțelesuri, dar dacă de acum încolo se vor lua anumite decizii benefice, este foarte bine pentru echipă. Am înțeles, tu zici că echipa trebuie făcută în jurul lui Ejuma, că el e omul cheie, asta spui tu. Nu știu dacă trebuie făcută, pentru că Deoan are jucătorul valoros și e Coman, dar nu are rost acum să evidențiez, pentru că ați văzut a doua repriză ce a însemnat, participarea fundașilor lateral, participarea lui Ejuma, ce agresivitate am avut pe faza de apărare. Hai să-ți dau, hai să-ți dau o veste nasoală, Leo. Da? Îți dau o veste nasoală? A? Eu știu ce să zic. O să vezi. Nu pentru tine. Nu pentru tine. La câte am avut acum încă un an. Da. Nu pentru tine. Da? Ejuma s-ar putea meci următor nici să nu mai fie titular. Da? Ca să o ții minte pe asta. Ai văzut ce a declarat după meci? A? I-a pus o talpă lui Gigi Ejuma, i-au sărit mătănile lui Gigi la palat. A zis Ejuma, bine că am dat gol, că altfel mă schimba după 45 de minute, asta e soarta mea, dacă nu dau gol, eu sunt schimbat după 45 de minute. Îl mai vezi pe Ejuma la echipă în etapa următoare? Nu știu acum dacă eu am dat un impuls cu ceea ce am făcut. Nu știu, eu te-am zis. Niciodată nu o să mă auzi pe mine să vorbesc despre Gigi, despre echipă, despre cine vrei tu de acolo din cadrul clubului, în afară de o persoană, în afară de o persoană. Bun, dar te întreb pe tine, va mai juca Ejuma după declarațiile astea, că îl știi pe Gigi la fel de bine ca mine. Eu îl știu pe Gigi și Gigi poate în prima fază are o poziție negativă, dar să știi că dacă cu Gigi poți să discuți. Aici poți, ăsta este un cuvânt foarte mare, retine. Dacă cu Gigi poți să discuți, indiferent cine este din echipă, din staff și așa mai departe, să știi că Gigi este un tip foarte inteligent. Bun, chiar și crezi că orgolios cum e, n-o să le enerveze ce a zis Ejuma? O să le enerveze, Leo. Acum, dacă tu insiști pe asta și mai e vreo persoană pe care... Leo, că răspund eu mai bine. Te rog, zi Leo. Adi, vrea să răspunde în locul tău. Se poate să răspundă. N-am păi nu, că eu, noi te-am sunat pe tine, nu să răspundă Ilie în locul tău. Acum, serios. Deci v-am spus, eu cred că ar fi o mare greșeală ca Ejuma să nu fie titular. Ar fi o pierdere pentru echipă. Dar sunt convins că Gigi are înțelepciunea în care să folosească într-adevăr cei mai buni jucători pentru acest play-off. Vreau să te întreb ceva, pentru că tu ai fost acolo tot timpul, da? Și eu sunt convins că ai fost tu mai mult decât cei care mâncau și cei care te, cum să spun, te depersonalizau, cum s-a întâmplat. Că eu te cunosc pe tine și eu știu că ești un tip super ok. Crezi că Ejuma a făcut o greșeală spunând lucrurile astea aseară, că și-a asumat asta? Ori, acum vrem să vă că asta mi-am pierdut ideea. Dacă eu, nu știu, voi fi un deschizător de drumuri sau am dat un impuls multora, cred că dacă nu dai voie jucătorului, ci iei din personalitate, îl iei din tupeu și nu vrei să ai un fotbalist care poate să exprime cu dezinvoltură, pentru că fotbalistul, vreau să spun ceva, dacă iei din personalitate, dacă îl duci într-un mediu în care este asuprit, nu o să aibă randamentul necesar. Pentru că fotbalistul este delicat. Este o ființă în care trebuie să-i dai personalitatea de care o are nevoie, fiind jucător la echipele naționale, fiind unul dintre cei mai buni sau cei mai buni jucători din țară, trebuie să ai grijă și să te comporți ca atare cu fotbalist. Dacă o să înceapă să vorbească, asta nu înseamnă că face rău cuiva.
Jucătorul, dacă vorbește clar, concret și spune adevărul, trebuie să iei și partea asta a lucrurilor.